Noi am avut o ascensiune, o creștere a numărului de nașteri la aproximativ 1000 de nașteri pe an, ceea ce este un număr semnificativ pentru spitalul nostru, pentru maternitatea noastră. Beneficiază de masă radiantă cu modul de resuscitare în fiecare sală de operații pentru cezariene și în fiecare sală de naștere. Pe lângă asta, beneficiază de 4 astfel de mese radiante cu modul de resuscitare. Ajută la stabilizarea unui nou născut care necesită o intervenție din partea neonatologului și avem de asemenea și 4 incubatoare. Asigurarea de sănătate pentru gravidă este gratuită, chiar dacă gravida înainte nu avea această calitate de asigurat. În momentul în care se pune diagnosticul de sarcină, noi putem să emitem o scrisoare medicală, pacienta poate să meargă la casa de asigurări și este produsă în sistem și beneficiază de analize și tot ce înseamnă investigații în sarcină, gratuit, decontate de la casa de asigurări. Ia să-i auzim inimioara. În programul de urmărire a sarcinii sunt incluse analizele uzuale, dar și ecografii de morfologie fetală de primul și al doilea trimestru, care de asemenea sunt decontate de la casa de asigurări. Pacienta nu trebuie să plătească absolut nimic. Și morfologia de primul trimestru este asociată cu analiza de screening prenatal, B-test sau dublu test, care este special pentru a depista gravidele care prezintă un risc crescut de sindrome genetice, de anomalii cromozomiale. De asemenea, mai ales morfologia de trimestrul 2, care se face între 20 și 24 de săptămâni, poate depista malformații fetale, deci anomalii de structură. B-testul, triplu testul, sunt pentru a depista anomaliile genetice, dar pe lângă acestea pot exista și anomalii de organ pe care le putem vedea la ecografie. În primul rând, aș spune că este important și o consultație înainte de momentul obținerii unei sarcini, când putem face niște analize și eventual chiar și tratament pentru anumite afecțiuni care sunt mai greu de tratat în timpul sarcinii. E important pentru orice femeie aflată la vârsta reproductivă să își facă anual un control ginecologic, să-și facă anual o analiză de examen citologic Babeș Papa Nicolau. Din moment ce află că sunt gravidă sau suspicionează acest lucru, este important să se adreseze unui medic ginecolog.